În luna mai a anului curent, în Republica Moldova a fost lansat un proiect de importanță socială finanțat de Uniunea Europeană. În cadrul proiectului Sporirea Bunăstării Comunităților prin Parteneriate Durabile și Prestarea Serviciilor Inovativ Inclusive, ne propunem ca să colaborăm cu Autoritatea Publică Locală din Comuna Bălășești și să oferim suport, ghidare și instruire a persoanelor din grupurile vulnerabile, cât și am instruit și specialiștii din cadrul APL, diferite subdiviziuni, societate civilă, antreprenori. Acest proiect este finanțat prin intermediul Fundației Est Europene cu suportul financiar al Uniunii Europene. Suntem trei parteneri, am creat un consorțiu de organizații non-guvernamentale. La nord suntem noi, Asociația Obștească Fina, la centru este Asociația pentru promovarea antreprenoriatului, iar la sud Asociația Procemișlia, care de fapt este și partenera de bază care implementează nemijlocit acest proiect. În cadrul proiectului, partenerii desfășoară un șir de activități educaționale cu implicare nemijlocită a reprezentanților APL și a locuitorilor din cele 6 localități ale raioanelor Cimișlia, Leova și Sângerei. Primul pas care l-am întreprins a fost să cartografiem grupurile vulnerabile din Comuna Bălășești. Ulterior am organizat două ateliere de capacitare a reprezentanților APL, societatea civilă, agenții economici și acum vom face timp de 15 luni ateliere de ghidare în carieră, de orientare profesională, oportunități de angajare în câmpul muncii pentru persoanele pe care în urma cartografierii le-am invitat. La fel vom oferi servicii de suport în pregătirea procesului de angajare în câmpul muncii, cât și consultanță, asistență în sprijinirea inițierii unei afaceri. La data de 27 noiembrie a fost desfășurat al treilea atelier educațional în cadrul proiectului. Astăzi suntem la al treilea atelier de abilitare a grupurilor vulnerabile din cele două localități rurale, Sloveanca și Bălășești. Anterior am avut două ateliere de instruire în care am discutat despre posibilitatea de integrare persoanelor din grupuri vulnerabile în câmpul muncii, despre oportunitățile pe care le pot primi din partea ANOFM-ului. La al doilea atelier am învățat cum să scriem un curriculum vitae și o scrisoare de recomandare. Iar astăzi, participanții și participantele vor învăța cum să analizeze mediul extern și mediul intern al unei posibile afaceri, în cazul în care vor dori să deschidă o afacere, și care ar fi elementele necesare pentru structurarea planului de afaceri. Și aici vorbim despre descrierea integrală a afacerii, aspecte de marketing, aspecte financiare, dar și aspecte de asigurare a durabilității. Ceea ce se întâmplă la moment la noi în comună, eu cred că are un impact deosebit. Cel puțin eu, fiind de fiecare dată la aceste training-uri, chiar și pentru mine aș spune că asimilez informație nouă, foarte utilă și foarte necesară, și mi-aș dori ca în urma acestui proiect să fie mai deschise mai multe afaceri locale aici în comuna noastră, atât în satul Sloveanca cât și în satul Bălășești, mă refer la afaceri mici. Datorită proiectului, persoanele vulnerabile vor primi cunoștințe și abilități ce țin de angajare în câmpul muncii și inițierea unei afaceri. Aceste ateliere, care sunt binevenite la Casa de Cultură, a adunat în două duminici diferite populații pentru a acumula diferite cunoștințe în domeniul social și în deschiderea unei afaceri. Punctele slabe, punctele tari, oportunitățile și riscurile. De la acest training am devenit mai puternică, anume, întotdeauna mă confruntam cu riscurile unei afaceri, dar după toată informația care am acumulat-o, voi încerca de a deschide o afacere cât de mică sau voi oferi cunoștințele care le-am acumulat la aceste ateliere altor persoane care sunt interesate pentru a deschide o afacere. Activitățile educaționale în cadrul proiectului sunt organizate o dată pe lună timp de 15 luni. Am participat la toate aceste instruiri din cadrul acestui proiect. Acestea sunt niște instruiri foarte binevenite în localitatea noastră, deoarece am învățat lucruri foarte utile.
Am învățat să scriem scrisori de intenție, am învățat a completa un CV și am învățat a scrie un mic plan de afaceri, care le vom implementa și la instruirile care le vom desfășura noi în localitatea noastră cu tinerii și cu membrii comunității. Aducem mulțumiri coordonatorilor acestui proiect, deoarece desfășoară și se dedică nouă pentru a ne învăța și a ne instrui. Vă mulțumim și vă dorim succes în continuare și vă așteptăm cu drag la noi, în comuna noastră, pentru a ne instrui și alte lucruri utile și folositoare.